După un prim set foarte echilibrat adjudecat la 3 puncte distanță de echipa vizitatoare, a urmat două în care s-a impus CSU Alba Iulia și se părea că victoria nu mai poate scăpa gazdelor, care au intrat în ultimul sfert cu 9 puncte avantaj. Cehoaicele și CSU intră la cabină, va intra la cabină în avantaj. Iată coș acum, Price punctează și e 37-34. Final de sfert 2. Repet și eu așadar, la pauză, 37-34 pentru CSU. Aruncă fără izbândă, fără succes și fără fault ar trebui acum. Ultima secundă, târziu aruncă Man și final de sfert 3, așadar 57-48 pentru CSU. Au fost însă 10 minute de degringoladă în care elevele lui Miroslav Popov s-au întrecut în greșeli, campioană la acest capitol fiind Alexandra Uiuiu, eliminată pentru un al doilea fault antisportiv. Și după expirarea timpului regulamentar de joc, tabela de marcaj indica egalitate. CSU Alba Iulia Kara-Trutnov, 69-69. Nu înțeleg de ce, iată un fault absolut nejustificat, la fel ca și pătrunderea ei. Fără orizont. Și iată ce se întâmplă când nervii scapă din frâu. Alexandra Uiuiu a fost trimisă de arbitri la vestiar. Pasează pentru Milica Deura de 3 puncte. Nu intră. Nu vrea să intre. Ovsicova supa nou coș. Caster aruncă dintr-o poziție imposibilă. Recuperează, nu? Rămân jucătoarele din Cehia la balon. Aruncai acum de 3 puncte, coș formidabil! Și când mai sunt 46 de secunde, echipa vizitatoare conduce la un punct diferență. 69-68. Incredibil! Reține în pumnii lui Caster acum, emoții mari. Ratează, formidabil. Mai e însă una. Asta trebuie să intre. Asta e obligatoriu să intre. Și intră. 69-69. În prelungiri, basketbalistele antrenate de sârbul Miroslav Popov s-au trezit, având în McFarlands o jucătoare inspirată cu sânge rece în momentele cheie, în formă maximă. CSU a învins în final cu scorul de 86-81 și își trece în com prima victorie în Liga Europei Centrale. Următorul meci este programat marți, 11 noiembrie, tot la Alba Iulia, în compania formației slovace Ruko Nova Ves, învinsă pe teren propriu de Kara-Trutnov cu 88-64. Uite, McFarland pleacă pe atac, excelent, pe contraatac, coș, nemaipomenită această jucătoare. 86-79, victorie absolut meritată a fetelor noastre, chiar dacă ne-au făcut să trăim acest meci până în final, cu sufletul la gură, au învins în cele din urmă cu 86-81 și le felicităm. Înregistrarea integrală a partidei o puteți urmări în această seară, imediat după știri.